Alexandru Tomescu, felicitări! Astă seară de ziua națională ai cântat la Carnegie Hall, celebra sală Carnegie Hall, și vreau să te întreb cum e să cânti un concert la Carnegie Hall de ziua națională. Dacă e ceva special sau este cumva la fel ca oricare alt concert? Este o combinație din amândouă. Sigur că fiecare concert pe care îl cânt, îl tratez cu toată seriozitatea și îmi pun absolut toate resursele mele și spirituale și fizice în funcțiune, pentru ca el să decurgă la cele mai înalte standarde. Însă, pe de altă parte, este într-adevăr o onoare cu totul deosebită pentru mine să pot să sărbătoresc Ziua Națională a României la una dintre cele mai prestigioase săl de concerte din lume. Nu sunt prima dată pe scena Carnegie Hall, am mai cântat împreună cu orchestra Ipalpiti la sala Zenkel. În seara aceasta, iată, a fost sala Weill, auditorium Weill, pentru Ziua Națională a României, și mai rămâne o singură sală, auditoriumul cel mare, da, Isaac Stern, cel care a salvat sala Carnegie Hall de la demolare, undeva prin anii 80 sau 90. Știți că am văzut la final, după ce ați cântat Paganini, am văzut mulți români plângând în sală când ați cântat balada lui Ciprian Purmescu. E o emoție specială sau, nu știu, este doar mesajul pe care îl transmiteți artistic sau e vorba de o combinație între Ziua Națională și emoție? Eu cred că sunt lucruri poate greu de pus în cuvinte și de aceea s-a inventat muzica, pentru ca oamenii să își poată vorbi unul altuia direct de la suflet la suflet. Balada este într-adevăr una dintre piesele care pot fi înțelese de oricine ar fi el, indiferent că e vorba de român sau nu, neromân, că e o piesă care se adresează direct sensibilității tale. Și chiar în Japonia sunt violoniști japonezi care au fost nebuniți de această piesă și au inclus un repertoriu lor și o cântă în toate concertele lor. Deci e o piesă cu o valoare universală, fără de ea. Îți mulțumesc tare mult. Aș fi vrut să te mai întreb ce program aveți în continuare? Turneul din America e pe care să se încheie. Am cântat deja zilele trecute la Chicago, la Bradley Center, la Washington. La Washington, acum câteva zile, Carnegie Hall. Mai este un concert la Clădirea Națiunilor Unite, concert la care și-a confirmat prezența însuși secretarul general ONU, Ban Ki-moon. După care voi reveni în țară pentru o serie de alte concerte, cel mai notabil dintre ele împreună cu Orchestra Națională Radio la București, un concert care aniversează 25 de ani de la Revoluția din 1989, pentru ca în primăvară să urmeze noi și noi angajamente, festivaluri în Franța, în Olanda, și cât de curând și în Asia, Coreea de Sud și în Japonia. Un mesaj pentru românii din America, astăzi de Ziua Națională? La mulți ani să ne bucurăm de țara noastră. Mulțumesc tare mult! Succes mult în continuare și felicitări încă o dată pentru tot ce ne-ai oferit în seara asta. Mulțumesc mult!